Ideea realizării acestui spectacol, denumit Alături de Îngeri, îi aparține lui Ilie Clement. Acesta a apelat la numeroasele sale cunoștințe din muzica populară și din folclorul românesc. Ținând cont de faptul că am atâți de mulți prieteni în cântecul popular românesc, m-am gândit că este omenește să îi ajutăm pe cei care sunt în viață, familiile celor dispăruți, și să organizăm un eveniment muzical coreografic de folclor pe data de 19 noiembrie, ora 18, la Ateneul Nicolae Bălănescu. Artiștii la care a apelat Ilie Clement au răspuns cu bucurie invitației și au confirmat participarea. Se anunță așadar un spectacol de mare ținută, spectacol ce va fi prezentat de Adriana Bahmuțeanu. Aceștia au răspuns ca niciodată prezent. Mulți dintre ei nu au putut și regretă că n-au putut să participe din cauza unor filmări programate pentru sărbătorile de iarnă, însă și 19 noiembrie avem o distribuție de excepție, artiști care nu au mai fost la Giurgiu de foarte, foarte mulți ani. Afișul este o dovadă și întărește cele spuse de mine. Printre cei care vor evolua pe scenă se numără Ileana Ciuculete, Ana Maria Rosa și Aurelian Preda, Cristina Turcu Preda, Neta Soare, Maria Ghinea, Sanda Argint, Silvana Râciu, Mihai Constandache și mulți alții. Dar spectacolul de joia viitoare va oferi și multe surprize. Sunt emoționat și pentru faptul că după lansarea evenimentului am fost căutat telefonic de alți artiști care nu sunt prezenți pe afiș, în schimb vor participa la acest eveniment caritabil. Nu vreau să vă dezvălui numele lor pentru că au dorit să fie o surpriză în spectacol. Costul unui bilet este 35 de lei, iar, așa cum spuneam, întreaga sumă care se va aduna din vânzarea biletelor, cât și din donații, vor fi distribuite familiilor celor necăjiți. Numărul de locuri din sală fiind limitat, cei care vor dori să meargă la spectacol pot procura biletele de la punctul volant amplasat în piața centrală. Pentru cei care din diverse motive nu pot fi prezenți la spectacol, dar sunt dispuși să doneze, vor fi puse la dispoziție 3 numere de telefon special puse în funcțiune, care vor fi făcute publice din timp.